Vă salut, băieți, am revenit după o perioadă destul de lungă în care n-am mai postat. Astăzi vreau să mă duc să cosesc, că nu mai anunț ăștia ploi câteva zile. Să vedem dacă mai am și motorină. Vă place joja mea de nivel? Am adus un bidon totuși preventiv aici, să-i mai pun. Noi, o leacă. Îi mai băgăm 25 de litri, nu-i problemă. Nu-i frumos asta să nu-l zgâriem. Am văzut că mulți vă chinuiți să puneți cu pâinile acum. Ia uite, frumos așa. Și acum suflăm în bidon. Și curge. Și o lăsăm să curgă. Hai să ne iau și cardanul. Cam dezastru la mine aici, dar asta e. Antigel mai? Am făcut și cardanul la presă, pentru cei care ați văzut ultimul videoclip de la Griblat. Cred că am căutat la vreo 5 magazine articulația asta. Și asta e aia veche, care s-a rupt. Nu-mi imaginez cum e posibil să rupă harul ăsta așa de aici. Asta e, bine că am rezolvat. Presa merge de nou. Am mai făcut balos cu ea de atunci, dar n-am reușit să filmez. Mai șurt un rol cu lui. Asta trebuie să mă sfor să vă cât e. Merge nivelul să nu mai mi arată în bol. Cred că e sonda defectă. Avem așa, uite. După ce cosez, mă uit și văd aproximativ cât consum. Hai să vedem ce mai zice hodologia al meu.
uite încadrare aici. Am intrat aproape singur. Mănuși ciuciu nu le-am luat. Acum tot eu mă fac negru pe mâini. Uite ce apă curge din ea. După atâtea ploi nici nu mă miră. Nici nu mă miră. Că și acum cred că mă prinde ploaia la câmp. N-am văzut așa ceva. Ploi pe fiecare zi. Gata, ne vedem la câmp. Am terminat de cosit.
O să strâng cositoarea și mă duc eu acasă. S-a tăiat destul de greu. E foarte bătrân, e prima dată când îl cosesc pe ăsta, anul ăsta. În unele locuri a mai rămas sub braț, aici la jumate nu e tăiat prea bine, uite, șaful e foarte mare. Rămâne mai mare. S-a tăiat destul de greu, acolo unde e mai... Unde e mai în vale, a fost și apă, un pic. Hai, ăsta e. Să sperăm că nu mai plouă. Să pot să-l iau. A, scrieți-mi în comentarii câți baloți credeți că vor ieși aici. Ca și suprafață e fix un hectar. Și la, după ce o să fac, o să vedem care a fost pe aproape. Cauți, apă. Ploile nu le lasă deloc să facem treaba. Gata, cam atât cu episodul ăsta. Ne vedem la greblat, la îmbalutat. Numai bine!